În momentul de față, tocmai m-au sunat colegii mei pe canalul NoFake pe care îl avem la dispoziția Ministerului, pentru toți cei care vor să se sesizeze nereguli în această perioadă pe tot ce înseamnă platforme online, s-au primit niște solicitări care au fost transmise mai departe platformelor pentru a vedea dacă cu adevărat există astfel de instrumente care să vicieze transpunerea cât mai transparentă a tot ceea ce înseamnă rețele de socializare. Niște persoane fizice. Nu este în subordinea Ministerului Digitalizării DNSC-ului, e o entitate de sine stătătoare, dar în momentul de față vreau să vă spun că în urma acelor sesizări, colegii mei au transmis pe departe către platforme să stabilească dacă din punct de vedere tehnic există astfel de conturi false care să promoveze un anumit candidat sau altul. Colegii din Meta și TikTok. Colegii din ce Meta și TikTok. Sau ca să fim avem momentul de față creată o structură la nivelul Ministerului care este responsabilă de acel canal NoFake valabil încă din primăvara acestui an, prin care cetățenii români pot să sesizeze schemuri, nerespectarea legislației în privința drepturilor online, nerespectarea AI Act, Digital Service Act sau practici neconcurențiale și incorrecte pe rețele de socializare. În momentul de față, colegii mei au primit niște sesizări care le-au transmis care le-au transmis mai departe. Dumneavoastră ați făcut și un alt demers? Premierul nu mi-a semnalat, am citit și eu în presă. Am avut alte discuții cu premierul. Noi tocmai semnăm un contract de 128 de milioane de euro din bani europeni. Semnăm un alt proiect de semn de important referitor la voucher de inovare. N-am avut o discuție. Ce vizează acele sesizări, ne puteți spune? Măsurile sunt deja luate. Colegii mei au primit acele sesizări automat, fără să intervină. Dar n-au nicio legătură, domnule ministru. Faptul, dacă mă lăsați să vă răspund, vă rog foarte mult. Acele sesizări, tocmai au fost informat de colegii mei, că au fost primite niște sesizări din partea unor persoane fizice care au solicitat să fie verificat dacă respectivele conturi asociate campaniei unui candidat la funcția de președinte al României folosește instrumente care contravin a tot ceea ce înseamnă regulile și standardele platformelor de socializare. Cine a fost candidat, domnule ministru? Ce candidat? Colegii mei m-au informat că este vorba despre solicitări referitoare la candidatul Mircea Joana. Bun, dumneavoastră... Nu stau eu să fac verificările, vă spun la modul foarte, foarte transparent. De fiecare dată, dacă există orice solicitare de a verifica de la Bogdan Ivan până la oricine altcineva să facă o anumită verificare o platformă, în secunda, doi colegii mei transmit mai departe către platforme aceste sesizări. Este o reglementare legală care este bazată pe legislația europeană, AI Act, Digital Service Act, Digital Governance Act, prin care toate entitățile responsabile, de la Autoritatea Electorală Permanentă, până la Biroul Electoral Central, până la INCID sau ANCOM, sunt responsabile ca în secunda 2 să transmită către platforme aceste solicitări, care vor fi prioritizate și vor fi analizate tehnic de către operatori umani din partea platformelor. E o procedură standard. Știți să există o fermă de troli în București aici? Poate să fie și astfel de situații. Poate să fie în privința tuturor candidaților, poate să fie în privința oricărui candidat la parlamentare, la prezidențiale, e o procedură standard în cazul oricărei persoane din România, în cazul oricărei potențiale rețele de schemă. Nu e exclus așa ceva. Nu mă ocup eu de subiectele astea, dar cu siguranță că nu. Suntem oameni corecți care lucrăm corect. Bun, dar dumneavoastră știați că există astfel de ferme de troli în România? Întrebarea asta este foarte generală. Există zvonuri, există discuții, poți să ai supoziții despre orice subiect astăzi, pe orice temă, ce e foarte clar. Și vreau să înțeleagă oamenii foarte bine. Cine nu respectă regulile și încalcă regulile legale și cele ale platformelor, va suporta consecințe. Ce înseamnă, foarte clar, domnule ministru? Păi în clipa în care, de exemplu, avem o situație de schemuri, dar și în cazul acesta de nerespectarea regulilor și standardelor platformelor și a legislației. În secunda în care se identifică că o anumită pagină, o anumită platformă nu respectă regulile, ea va putea să fie restricționată, să fie eliminată, iar acei boți ipotetici care ar trebui să funcționeze pentru orice potențial candidat sau orice altă schemă, vor fi
restricționați la a funcționa. Când câte sesizări ați primit, au primit colegii dumneavoastră? Nu, n-am, o să le cer. Ce să sunt, cer conturi false, pagini false? O să le cer colegilor mei. În timp ce intram pe hol să mă duc să semnez un contract de 128 de milioane de euro, m-ați întrebat, n-am reușit să termin conversația. Când aș putea primi un răspuns? Care este procedura? Când ar putea răspunde aceste date? Standardul pe care l-am creat noi este ca, odată ce am primit orice solicitare în intervalul 8 dimineața, 22 după amiază, să fie transmise către platforme maxim 60 de minute, tot ceea ce primim după ora 22 le transmitem dimineața la ora 8. Bun, și platformele când ar veni cu un răspuns? În cel mult 24 de ore toate sunt procesate. Asta este termenul standard de răspuns din partea marilor platforme. Simpla